Aseară am întrerupt meditația noastră la un punct care avea ca centru textul Scripturii din Exodul, capitolul 25. Cu versetul 21, în dimineața aceasta vă voi invita să citim împreună și versetul 22, care mie mi se pare că este un verset extraordinar. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei doi heruvime așezați pe chivotul mărturiei, de acolo îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Amin. Frații mei, bine ați venit la Sfânta Cină. Bine ați venit la împărtășirea cu sângele, cu trupul Domnului Iisus Hristos, într-o realitate care trebuie să-și facă din ce în ce mai mult simțită prezența în viața noastră și în schimbările pe care Dumnezeu vrea să le aducă în noi înșine. Mă bucur pentru toți cei care suntem aici. Aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. În momentele care vor urma, să fie momente în care gândul nostru să fie sfințit, inima noastră să fie copleșită de prezența. Nu există niciun simbol mai adecvat al lucrării Domnului Iisus Hristos. Nu există nicio prezentare mai clară a caracterului Domnului Iisus Hristos decât în această simbolistică a chivotului. Domnul Iisus Hristos va spune mai târziu: iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta e în chivot, adică în străfundul inimii mele. Nu e deloc de mirare că mai târziu Sfântul Apostol Pavel preia această idee și spune: voi nu știți că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt? Nu știți că Dumnezeu a pus ceva acolo în voi? Chivotul nu este deloc un obiect impozant. În religiile păgâne, în momentul în care se forma sau se încerca să construiască ceva care să impresioneze poporul, se făcea ceva mare, ceva strălucitor, ceva nemaipomenit. Ca oamenii, în momentul în care se uitau acolo, să poată să fie efectiv cuceriți de imaginea vizuală. Foarte interesant cu chivotul. Dumneavoastră știți că chivotul era acoperit în timpul oricărei deplasări. Nimeni nu trebuia să-l vadă. Nu trebuia să atragă atenția prin strălucirea lui. Nu heruvimii de aur trebuiau să atragă atenția chivotului. De asemenea, era mic, un metru lungime, pe câte o jumătate de metru, pe drugi. Obiectul era mic. Umilința sfințeniei și a caracterului Dumnezeu trebuia să fie surprinsă în acest amănunt aproape lipsit de importanță. Mergea chivotul înaintea poporului lui Dumnezeu. Se uitau ce merge înaintea noastră. Și era o ladă de un metru. Unii chiar au numit-o ladă. În călătoriile poporului Israel, după ce poporul Israel a plecat de la Sinai, raportul biblic spune că chivotul a luat-o înainte cale de 3 zile ca să le caute un loc unde să stea.
Obiectul acesta nesemnificativ le purta de grijă. Le căuta loc de odihnă. Mergea înaintea lor. Era esența biruinței lor, a victoriei lor împotriva vrăjmașilor. Acest element nesemnificativ sau nesemnificativitatea îi învăța credința. Ei nu trebuiau să vadă cu ochii, ci trebuiau să înțeleagă cu credința lor. Apostolul Pavel spune limpede, noi nu trăim prin vedere, noi trăim prin credință. Elementele simbolizate acolo erau mai importante decât orice. Și elementul acela simboliza pe Domnul Iisus Hristos, care avea în sine legea lui Dumnezeu și care avea ca și coperământ ispășirea, harul. Apostolul Pavel face din acest simbol ceva extraordinar atunci când zice să ne apropiem, dar cu o credință deplină de scaunul sau de tronul harului. Și spune limpede, nu ceea ce se vedea cu ochii este important, ci ceea ce înțelegi cu credința este important. Când te apropii de scaunul sau de tronul harului, te apropii de cine? De cine? De Domnul Iisus Hristos. De mijlocirea Lui. De ispășirea Lui. E tare frumos. Însă în timp ce vedem lucrurile acestea, chivotul ne vorbește mai mult de atât. Știți că comentatori creștini de mare autoritate au spus că legea divină nu este altceva decât reprezentarea caracterului lui Dumnezeu. Legea celor 10 porunci. Pe de altă parte, au existat alții care au spus nu se poate, legea nu este caracterul lui Dumnezeu. Vreau să-mi spuneți, este sau nu este? Vreau să observați și uitați-vă la această la această tipologie, la acest tip, chivotul. Legea este înăuntru. Deasupra este harul ispășire. Lucrul ăsta ne învață că în caracterul Domnului Iisus Hristos există două forțe nedespărțite, ci care formează împreună planul sau sistemul mântuirii și aceste două forțe extraordinare sunt legea lui Dumnezeu și ispășirea lui Dumnezeu sau harul lui Dumnezeu. Și că cele două nu pot funcționa niciodată despărțite una de cealaltă. A greșit creștinismul enorm în privința asta. Unii au zis, știți ce? Ispășirea a pus capac peste lege. Și legea nu mai funcționează. Și am crezut că făcând așa, am reușit să explicăm întregul plan de mântuire. Dar, dragii mei, n-am făcut altceva decât am încurcat lucrurile cumplit de mult și am descoperit în fața oamenilor harul ieftin sau fără valoare care este vândut și care este prezentat oriunde în creștinism astăzi. Harul fără ascultare, harul fără poruncă, un Dumnezeu care nu mai poate porunci poporului său. Este un Dumnezeu care doar își iartă poporul, dar nu și-l schimbă. Este cea mai teribilă imagine pe care noi am putut să o construim. Noi creștinii am putut să o construim despre Dumnezeul Scripturii. Când în realitate toată Scriptura spune, stați puțin, nu-L rupeți pe Dumnezeu în două,
Lăsați-L pe Dumnezeu. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie lege și har. Dreptate și ispășire. Poate că lucrurile acestea le știți. Și nu este prima dată când le vorbim. Dar aș vrea tare mult să înțelegem în momentul care urmează emoțional cum lucrează cele două în personalitatea divină. Deci, încă o dată, emoțional. Pentru că stau și mă gândesc ce l-a prăbușit pe Dumnezeu în țărână, în grădina Ghețemani, ce l-a prăbușit pe Domnul Iisus Hristos în țărână, în grădina Ghețemani. De unde agonia aceea de moarte? De unde picurii de sânge care au curs pe pământ ca urmare sau ca o demonstrație a faptului că ceva prea grav, prea dureros avea loc în inima lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un moment din timpul Exodului. Poporul lui Dumnezeu păcătuise din nou. Se revoltaseră împotriva conducerii lui Dumnezeu, împotriva lui Moise. În timp ce poporul era acolo înfierbântat, Moise se ridică și spune lui Aron: vezi că a început urgia lui Dumnezeu. Ia candela repede și du-te la marginea taberei și așează-te între cei morți și între cei vii. Și fă ispășire pentru popor. O întrebare al cărui răspuns nu l-am citit niciunde. Cine i-a spus lui Moise că începuse urgia? De unde a știut Moise? Moise era în centru, de vorbă cu Dumnezeu. Urgia începuse la marginea taberei. Cine i-a spus? Poftiți? Același Duh. Același Duh. O a doua întrebare. Dacă Dumnezeu a vrut într-adevăr și a pedepsit tabăra cu de la margine, de ce i-a spus lui Moise, Duhul Sfânt, vezi că a început urgia? De ce? De ce nu l-a lăsat pe Moise fără să știe, în așa fel încât urgia să mistuie cât mai mult din tabără? Că asta vrea Dumnezeu, nu? Iertați-mi ghilimelele. De ce i-a spus, vezi că a început urgia? Pentru că Moise să-l trimite pe Aron să mijlocească. Spuneți-mi, vă rog, ce vrea Dumnezeu în momentul ăsta? Ce vrea Dumnezeu? Vrea să pedepsească sau vrea să salveze? Dacă vrea să salveze, de ce a început urgia? Nu putea să nu înceapă urgia? Să nu fi început urgia. Putea? Nu putea. De ce nu putea? Dumnezeu are o unică reacție la apariția păcatului. O unică reacție. Care este? Poftiți? Distrugerea păcatului este singura reacție pe care o are Dumnezeu. Distrugerea păcatului. De unde apare mila? De unde apare ispășirea? De unde apare harul? De unde? Din dragoste față de ce? Că uneori avem impresia că Dumnezeu, din dragoste, se duce și zice, nu mai nimici păcatul. Avem impresia asta. Când în realitate Dumnezeu
vorbește altfel. În momentul în care este milă și în momentul în care îi spune lui Moise să-l trimite pe Aron cu candela să facă ispășire între morți și între cei vii, unde îl trimite pe el? Îl trimite acolo unde ar trebui să se despartă păcatul de păcătos. Acolo unde ar trebui ca păcatul să fie distrus și păcătosul să fie salvat. Și pentru asta e nevoie de mijlocire. Zilele acestea citeam din psalmi. Psalmul 18. Este un psalm extraordinar, începând de la versetul 7. Atunci s-a zguduit pământul, s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat, s-au clătinat pentru că el se mâniase. Din norile lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui, cărbune aprinși țâșneau din ea, a plecat cerurile, s-a coborât, un nor gros era sub picioarele lui, călărea pe un heruvim și zbura, venea plutind pe aripile vântului. Întunericul și-l făcuse învelitoare, iar cortul lui, împrejurul lui, era niște ape întunecoase și nori negri. Vă rog să-mi spuneți cu ce seamănă. Cu ce seamănă? Nu seamănă cu judecata lui Dumnezeu? Nu seamănă parcă cu a doua venire? Nu este o imagine a celei de a doua veniri? Eu vă întreb doar. Rămâneți mai departe împreună cu mine și gândiți, ce e asta? Ce e asta? Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui ieșeau nori care aruncau grindină și cărbun de foc. Domnul a tunat în ceruri, cel prea înalt a făcut să-i răsune glasul cu grindină și cărbun de foc. Ce e? E judecată? Este? Întrebarea mea este, la ce anume răspunde Dumnezeu în felul acesta? Cu alte cuvinte, de ce a venit? Că așa am început. S-a zguduit pământul, s-a cutremurat, s-au clătinat și Domnul a plecat cerurile și s-a coborât. De ce a venit? De ce a venit Domnul? Din ce cauză? Puteți să mă ajutați. De ce a venit? E interesant, versetul 6. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Foarte surprinzător. Așa vine Domnul când vrea să îl salveze pe David. Înțelegeți? Așa vine Domnul când vrea să îl salveze pe David. Vrăjmașii tremură, vrăjmașii se împrăștie, vrăjmașii pierd. Dar uitați ce zice David mai departe. 14. Versetul 14. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei. A înmulțit loviturile trăznetului și i-a pus pe fugă. Atunci s-a văzut albia apelor. S-au descoperit temeliile lumii. La mustrarea ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor tale. El și-a întins mâna de sus. M-a apucat. Păi în timp ce neamurile erau lovite, în timp ce dușmanii erau împrăștiați, aici textul spune, pe mine m-a apucat. M-a scos din apele cele mari. M-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine. Fraților, nu există o imagine mai completă a mântuirii decât imaginea aceasta pe care o prezintă David în cântarea lui. Asta e ce face Dumnezeu. Ei mă văliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la loc larg, m-a scăpat pentru că mă iubește. Amin? Amin. Știți ce este în sufletul lui Dumnezeu în momentul în care Dumnezeu se întâlnește cu păcatul? E un Ghețemani.
Un Ghețeman întreg. Reflexul lui Dumnezeu față de păcat este să coboare cerurile și să vină să risipească vrăjmașii, să nimicească păcatul, să aducă neprihănirea. Și nu poate datorită unui lucru. Nu poate datorită unui lucru. Spuneți-mi ce îl împiedică pe Dumnezeu să vină și să nimicească păcatul de pe planeta aceasta. Ce îl împiedică? Poți? Eu și cu tine. Eu și cu tine. Pentru că în timp ce păcatul trebuie să fie nimicit, eu și cu tine am nevoie de mila Lui. Am nevoie de mila Lui. De aceea Dumnezeu pune chivotul Lui capac de milă. Și lucrează cu mine și cu tine cu har. Dar să nu vă imaginați că este ușor lui Dumnezeu să suporte mai departe păcatul față de care întreaga sa ființă se revoltă. Dacă ar trebui să găsesc o imagine a ceea ce face păcatul în legătură cu natura lui Dumnezeu, probabil că aș găsi imaginea aceasta de vomă, de alergie, de imposibilitate de a sta în prezența păcatului. Și în timp ce Dumnezeu nu poate să stea în prezența păcatului la cruce și la Ghețemani, Isaia 53 spune: a purtat păcatele noastre. Asupra Lui a fost pus păcat. În timp ce se punea păcat după păcat, natura sa, care este lege împotriva păcatului, era condamnată la moarte datorită chinului acestuia teribil, care păcatul era. Îl vedeți în grădina Ghețemani, clătinându-se ca un ca niște copaci sau ca un copac sub povara sau sub bătaia vântului. Este că era prea mult. Întreaga sa ființă, întregul său sistem autoimun, iertați-mi terminologia, dar așa o văd, întregul său sistem autoimun era blocat și nu putea lucra împotriva păcatului în timp ce păcatul năvălea asupra sa. Și în blocajul acesta, păcatul era pus asupra Lui până când a murit sub combat, sub greutatea păcatului meu și a păcatului tău. Legea și harul ilustrate în chivot mai au o aplicație fantastică cu care voi încheia. Știți, voi repeta ceea ce am spus altădată. Legătura dintre mielul de jertfă și chivot la sanctuar era făcută de drumul sângelui sau de slujirea sângelui. Mielul era junghiat, iar preotul se ducea cu un vas și lua sânge. Și nu preotul mergea în Sfânta Sfintelor, către Sfânta Sfintelor, nu preotul, ci sângele mergea. Adică preotul nu făcea altceva decât ceea ce trebuia să se facă cu sângele și sângele era luat. Preotul se spăla pe mâini și pe picioare ca să intre înaintea lui Dumnezeu. Victima era pusă pe altarul arderilor de tot, dar sângele mergea mai departe. Prima perdea este dată la o parte. Sângele trecea printre sfeșnic, lumină,
pâine, care înseamnă hrană pentru poporul său, ajungea la altarul tămâierii, care este reprezentantul rugăciunii permanente înaintea Tatălui, făcută de Domnul Iisus Hristos. Și apoi preotul lua sânge și nu mai dădea la o parte, cea de-a doua perdea, pentru că nu putea să o dea la o parte. N-avea voie. Făcea un singur lucru. Încerca să arunce sângele, unde? Dincolo de perdea. Încerca să arunce sângele dincolo de perdea. Unde? Dar ce e sângele? De unde venea sângele? Sângele venea dintr-un loc unde păcatul fusese pus pe sângele acesta. În mod simbolic, el era purtătorul de păcat, era ștafeta păcatului. Sângele era păcat. Când ajungea acolo, preotul nu făcea altceva decât lua păcatul acesta simbolizat de sânge și îl arunca. Imaginați-vă că n-ar fi fost perdea. Imaginați-vă că n-ar fi fost perdea. Și preotul se oprește acolo și aruncă sângele. Unde? Pe tronul Harului. Ce era pe tronul Harului? Era tronul lui Dumnezeu. Era Dumnezeu Tatăl. În mod normal, cum am spus și altă dată, sângele ar fi trebuit să fie aruncat în fața lui Dumnezeu. Este de fapt ceea ce face păcatul meu și păcatul tău. Este o agresiune împotriva lui Dumnezeu, dar nu o agresiune de orice fel. Este o agresiune în care noi, iertați-mi, îl pălmuim pe Dumnezeu. Dacă vreți mai dur decât atât, îl scuipăm pe Dumnezeu. Îi aruncăm păcatul nostru în față. Și în timp ce sângele este aruncat spre fața lui Dumnezeu, imaginați-vă lucrul acesta și face bolta aceea prin aer, perdeaua cade și salvează onoarea lui Dumnezeu. Iar păcatul, sângele, stropirea, rămâne unde? Unde? Pe perdea. Pe perdea. Și Apostolul Pavel spune, perdeaua care este trupul său. Evrei 10. Perdeaua care este trupul său. Și păcatul stă acolo. Stă acolo. Până când stă acolo? Fraților, a fi purtător de păcat înseamnă ca păcatul să stea asupra ta nu o zi, nu două, nu trei. Stă asupra ta. Și stătea păcatul acolo de la Paște, de la sărbătoarea Paștelui, până când? Până la Yom Kippur. Și dacă până la Yom Kippur era harul și ispășirea care ținea păcatul asupra Domnului Iisus Hristos, la Yom Kippur ce se făcea? La Yom Kippur, frații mei, în mod simbolic, legea începea lucrarea ei. Începea judecata. Pentru că Yom Kippur e ziua judecății. Este și ziua ispășirii, este și ziua judecății. Și când vorbim despre ziua ispășirii la Yom Kippur, vorbim despre faptul că păcatele purtate până acum sunt eliminate. Ceea ce legea cerea de atâta vreme ca păcatul să fie distrus, se întâmplă acum, în momentul Yom Kippur. Păcatul este luat, este scos afară din sanctuar. Curățirea începe de la chivot către ieșire. Citiți, vă rog, cartea lui Ezechiel și veți vedea cum slava Domnului pleacă de acolo către pragul casei. Slava se retrage și curăță templu. Și păcatul este luat și pus în ziua aceea pe țapul pentru Azazel. Păcatul care a fost pus acum și ținut pe Domnul Iisus Hristos pentru atâta vreme, în sfârșit prin judecată, este pus asupra celui care pe drept l-a inițiat. Pe drept trebuie să-l poarte. Și Satan este acela care va fi pedepsit pentru păcate.
pentru păcat. Dar între timp, imaginea aceasta vorbește despre același lucru. Lupta din sufletul lui Dumnezeu. Vă dați seama care a fost prețul pentru ca păcatul acesta să stea pe perdea atâta vreme. Să stea pe Fiul lui Dumnezeu atâta vreme. Vă dați seama ce înseamnă mijlocirea Domnului Iisus Hristos? Când El ia păcatele mele și creează un moment de har în care eu păcătuiesc și nu sunt pedepsit. Este un armisticiu, un moment uluitor în care efectul legii este anulat de către har. Și deși legea vorbește conștiinței mele și conștiinței tale, totuși eu nu sunt trăznit datorită faptului că am păcătuit și pot să păcătuiesc mai departe. Dar vreau să vă întreb, pentru asta e harul lui Dumnezeu? Ca să-mi dea voie mie să păcătuiesc? Înțelegeți tensiunea din sufletul lui Iisus Hristos. Acolo, la Ghețemani, era prăbușit pe pământ și îl întreabă pe Tatăl: Doamne, nu se poate altfel. Tată, dacă se poate, îndepărtează paharul acesta de la mine. Nu se poate să nu port eu păcatul? Tatăl spune: fără ca tu să porți păcatul, omul va trebui lovit imediat. Nu există șansă de iertare. Nu există șansă de ispășire. Atunci, pentru ca eu să am clipele de har de acum, Fiul lui Dumnezeu s-a prins de lutul rece. În decizia aceasta finală: Tată, facă-se nu voia mea. Nicio iertare acordă-ți. Și o iertare nu-i ușoară. Haideți în momentul acesta să-i mulțumim lui Dumnezeu prețul nespus de mare al fiecărui moment de iertare pe care îl dăm. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace acum, pentru faptul că suntem nepedepsiți, a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că eu sunt liber. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt iertat. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mă mișc ca pasărea cerului acum. Dar dincolo de mine e un Ghețeman continuu. Haideți să ne responsabilizeze. Și haideți ca Sfânta Cină să-mi aducă aminte de prețul eliberării mele. Vă invit să ne ridicăm. Părinte Sfânt, încercăm, Părinte, să înțelegem sufletul Tău, durerea Ta, agonia Ta, acel Ghețeman, Doamne, aflat între păcat și neprihănire.
între lege și har. Aflat acolo unde doare cel mai mult, acolo unde se moare de durere, Doamne. Acolo ai fost Tu, ești Tu, ca să pot să fiu liber eu. Îți mulțumesc, Tată. În momentul acesta de aducere aminte a acestei imense iubiri, venim să-ți mulțumim și în fața dragostei tale să încheiem din nou legământ cu tine pentru slava Domnului Iisus, pentru mântuirea noastră și pentru distrugerea păcatului și eliminarea lui din viața noastră și din universul acesta. Amin.